Sandra Izbaș a făcut turul celui mai mare continent, turul Asiei, și s-a întors din acest circuit cu povești și imagini de senzație. O invit aici pe Sandra să stăm câteva minute la povești înainte de marea provocare, pentru că dacă este joi avem și o provocare. Dar până atunci, Sandra Izbaș. Hello! Hello! Ce faci, Sandra? Arăți foarte bine. Mulțumesc frumos și tu arăți foarte bine. Îți mulțumesc frumos, draga mea. Cum a fost în călătorie, în Asia? Foarte frumos, foarte frumos, și aș repeta treaba asta oricând. Și mai ales mi-a plăcut acest tur pe care l-am făcut cu Vietnam. 20 de zile, nu? Hong Kong, 20 de zile. Două săptămâni. Deci, exagerăm, dar am simțit că parcă în primele 6 zile stăteam acolo deja de o lună de zile. Și am făcut Vietnam, Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapore, Da Nang, tot în Vietnam. Am revenit și apoi în Ho Chi Minh. Și turul ăsta m-a încărcat așa cu energie. A fost practic un tur de vacanță. Un tur de vacanță, pentru că noi ni l-am dorit. Noi, pentru că am fost trei. Noi trei, da. Adică tu? Eu și cu prietenii mei. Așa. Ei, băiat și fată? Băiat și fată, da. Adică tu ai fost singură? Adică eu am fost singură. Adică la ora actuală nu există, Sandra, nimeni în sufletul tău? Ba da. Cine, Sandra? Foarte mulți există în sufletul Există meu. Foarte mulți în sufletul tău, dar nu există niciunul care să meargă cu tine în Asia și să-ți facă poze când tu ești pe bicicletă? Da, nu ai văzut că am foarte multe poze și nici măcar nu am apucat să le postez pe toate pe Instagram. Tocmai așa că acolo am postat ce am considerat eu că merită să vadă lumea și pe unde ne-am plimbat noi și am văzut, uite aici sunt poze din Delta, în Ho Chi Minh. Foarte frumos. Aici din Singapore, la Marina Bay, am făcut poze, ne-am simțit bine, am călătorit, am fost activi. Ce poți să-ți dorești mai mult acum? Arată foarte bine pozele astea și ai început anul așa cum trebuie, ca să zic, nu? De câțiva ani fac lucrul ăsta ca să încep foarte bine anul. Îmi iau o vacanță la sfârșit de an și să prindă și un pic din începutul de an. Da. Ce-ți dorești tu de la 2019? De la 2019 poate că pare ca un clișeu, dar îmi doresc sănătate, să evoluez în toate proiectele care mi-apar și să primesc provocări și care mi se potrivesc. Și să-și avansezi. Acum care e funcția? Tot capitan. Gradul, capitan. Tot următorul capitan. Următorul e? Următorul mai am, până la următorul, peste 5 ani. Care? Locotenent major. Adică trebuie să treacă 5 ani? Trebuie să treacă 5 ani, Deci nu poți să faci 2 ani într-unul? Nu, că nu e ca la școală. Nu merge? Nu. Asta e. Nu e nicio problemă, oameni buni, avem un capitan. Dar trebuie să învățăm, în ăștia 5 ani trebuie să înveți, să dai niște examene, nu poți așa. Cât ai clipi, nu? Oameni buni, este Sandra Izbaș, ați văzut, a făcut turul Asiei. Astăzi a venit la noi așa, să facă parte și din provocarea de joi, o provocare senzațională. Să fie o provocare frumoasă. Tu oricum ești o provocare pentru cei care se uită la noi. Așa că acum o să facem amândoi o provocare. Roberta o să ne ajute să ne explice despre ce este vorba. Este bine că facem amândoi provocarea. Amândoi provocarea. Hai, ești pregătită? Sunt pregătită, păi cum altfel? Dar trebuie să fie și o miză. Care e miza, Roberta? Bani în spate. Sunt niște bani în spate. Bani? Nu știam de chestia asta. Nu, fii atent, Sandra. Haideți să vedem. Dacă eu câștig, ce vrei să fac? Dacă câștigi tu, ce vrei să fac eu? Dacă eu câștig, eu îți dau o provocare, nu? Da. Și o roată laterală în platou, dacă vrei. Ce? Roata laterală. Este cel mai ușor element. Nu poți să te pun în rostogolire să faci, pentru că este suprafața destul de mai tare. Mai bine fac rostogolire de la bursucel. Pe canapea, dacă vrei. Pe canapea? Așa. Și dacă... Ca să fie moale, la asta m-am gândit. Și dacă tu și pierzi... dacă eu pierd... Trebuie să-i gătești luciucă într-o seară. Nu mă pune cu gătit. Mamă, cum am zis-o pe asta. Fac și ouă foarte bune, să știi că le fac o omletă, le fac și fierte, să știi, mai fac și pandișpan din când în când. Nu știu ce să zic. Bun, hai să vedem. Deci, ideea e felul următor. Provocarea avem, cum se poate observa. Zine tu, Roberta, da. Trebuie să vă leg în primul rând. Da. O să aveți un pix la spate. Așa. Uite, mă, e mărimea mea. E perfect.
Deci ideea e în felul următor, Roberta, o să ne lege și trebuie să dansăm și să ne balansăm în așa fel încât creionul acesta, pixul, să intre fie... Păi te mai balansezi dacă trebuie să-l direct... Fie în sticlă, fie în cutie. Nu, în ambele trebuie. În ambele, adică în sticlă și apoi în cutie. Hai mă, dar pe tine s-ar putea să te încurce... Stai un pic, să ce amenajăm să un pic trena asta. Poți să umblu? Ai voie. Mersi mult. Ai voie. Nu, dar o să te încurce trena. Hai mă, că facem noi treaba aici să fie exact ce trebuie. Nu știu, dar... Perfect? E ok? Iata? E ok. O să fie puțin șifonată, dar în rest e perfect. Bine, nu contează acum. Să câștigi, deci, că Sandra, așa. Avem, deci noi trebuie să ne întoarcem cu spatele la telespectatori. Nu ne întoarcem cu spatele la spectatori. Ba, da, pentru că îi respectăm, nu. Păi îi respectăm, păi, dar e un joc, e o provocare. Provocare. Așa face și oamenii în America. Să nu vă supărați, și da? Și respectă pe telespectatorilor, da, în America, dar așa face și ei. Au văzut pe, da, internet. Bine, face americanii la fel. Să nu se supere pe noi acum. Deci ideea că noi să dăm drumul la muzică și va trebui să... Și va trebui să ne balansăm. Dar la mine se balansează deja. Păi gata, nu, hai să începem. Nu, deci balansează un pic. Dar de hai. Ce? Hai, Iulica, dă drumul la muzică. Păi... Sunt start, merge. Păi și cum îl opresc? Păi nu știu, hai să vedem. Hai. Hai mă, că mai am puțin. Yeah! Oh! 1-0, ciucă! Hai să văd și eu acum, Doamne! Haide! Dar trebuie să doar ne să dansez, trebuie pe doar să dansez, Sandra! Ia că era să-l bagi din greșeală! Am 1-0? Hai, hai mă, hai mă! Mă, dar tu te pricepi mai bine! Acum una peste alta, tu te pricepi mai bine! Dansul e viața mea! Dansul e viața mea! Tu te pricepi mai bine la fazele astea! Nu, mă, băi, în primul rând, băi, când auzi că trebuie să fac groata pe aici, m-am și speriat. Hai, lasă-mă pe, și pe mine să încerc, hai, nu? Roberta, ia vino și tu să încerci, mă, să văd dacă tu poți, pe bune. Că tu doar vrei să ne pui pe noi la provocări. O să fie o competiție a fetelor. Ia vino, stai, Roberta. Sigur tu ai mai repetat treaba asta acasă. Îți dau cuvântul meu de onoare că n-am mai repetat, e prima dată când am făcut. Mamă, pe tine poți să te cuprinde dor, la mine abia merge o dată. Stai, așteaptă-și pe Roberta. Hai. Nu pare ciudat, hai, că fac mișcarea, perfect, asta? Perfect, stați. Nu e ciudată? Haideți, start! Bagă Iulica muzica! Start, dar stai! Haideți, fetelor! Hai, Sandra! Hai că poți, Roberta! Haide! Haide! Haide, se poate! Bine! 1-1, fetelor! Ha, Sandra, ce faci? Băi, Sandra, hai, mai încercăm o dată, Sandra. M-a încercat și la cutie acum. De hai, aceea, bagă Iulica aceea... muzica asta nebună, n-a fost deloc, a? Gaură. Da, hai să vedem. Fetelor, chestia asta e o provocare, pentru că fiecare joi avem provocări, iar aceste provocări ne ajută pur și simplu să ne mobilizăm, să ne focusăm. Hai, să avem un echilibru în viață. Haide, Roberta, păi haide, Sandra, hai, hai, hai! Aproape, aproape, doamnelor și domnilor! Egalitate! Așa ceva rar mai întâlnești! Așa egalitate ceva! Bravo, fetelor! Așa ceva! Așa ceva, sunteți senzaționale! Ce să mai spunem despre tine? Pozașule, decât să dorm, mai bine fă-mi o poză de asta, să pun pe Instagram, pun o poezie și să vezi succes! Ia fi atent! Băiatul care face poze, da... Aceasta a fost provocarea de joi. Roberta, mulțumim. Am câștigat. Capitane, trebuie să-i gătești lui Ciucă. Îi gătesc, acum ce o să fac? Îl știi pe Ciucă? E băiatul ăla simpatic de semenă cu... Vino... Păi nu gătesc eu. Ciucă, vino pe aici, doar treci așa să te vadă. Da, seamănă cu actorii americani. Exact, exact. Treci așa, o arde, știi cum e... Îmi pare un pic de zi, de neatins. Burlac, de 2 ani se chinuie să-și găsească iubită, nimic. Praf. Și de asta Radu Ciucă, numai o secundă, Radu, să-ți fac cunoștință. Sandra a fost pe la noi pe la emisiune. Bună, Sandra. Bună, bună. Sunt îndrăgostit de Sandra. Ce? Sunt îndrăgostit de Sandra. Ești îndrăgostit de ea, pe cuvântul tău? Da. Și de când? Voi ești nebun! Și nu ți-a trecut. Nu ți-a trecut, a? Deloc. Serios? I-a zis-o greta.
Păi ce zici, mă, lui Greta? Greta e... Cine e Greta? E duhovnicul tău? E ca mama, Greta. Să-ți trăiască mama, numai mama să nu fii, da. Ah, bun, să nu mai batem în câmpii aiurea. Să nu mai dăm din deci, nou cu muci în fasole. Exact. Pe Sandra Izbașa o găsiți pe Instagram. Pe Instagram și pe Facebook. Sandra Izbașa pe Instagram, da. Sandra Izbașa. Și Sandra Raluca pe Facebook. Și Sandra Raluca pe Facebook. Cine știe? Bravo, e panul tău, vezi? Da. Știe, știe. Deci vreau să faci să sii pariu, trebuie să-i gătești o omletă seara și te filmezi cu telefonul și ne dai filmarea. Ai pierdut. E, nu îmi fac acasă. Păi nu, la caz la el. Nici așa. Nu bună provocarea, nu, nu. Păi, bine, atunci nu. Gătiți și voi, vă întâlniți în parc undeva și... Dar uite, gătesc aici, îmi fac aici, îmi amenajez și seara. Fac și o omletă. Perfect. Uite, facem. Săptămâna viitoare vii și faci Luciu cu o omletă. Am încotro, acum am pierdut. Capitane, trebuie dar să vii. Dar data viitoare mai facem o altă provocare, că nu știu, asta nu am repetat-o suficient. Da, doare sufletul pe cap pierdut, ați văzut? Ciucă, săptămâna viitoare îți găsește Sandra. O revanșă, ceva, nu știu. Facem, îi dăm revanșa. Mulțumim mult de tot, Sandra, și te mai așteptăm cu drag. Mulțumesc. Mulțumim.